Medicii veterinari din raionul Glodeni s-au întrunit astăzi pentru a fi informați despre pericolul pestei porcine africane. Potrivit specialiștilor, maladia este o boală periculoasă, fără tratament sau vaccin în momentul de față, care afectează speciile domestice și sălbatice de porcine. Asta deoarece boala s-a manifestat în Ucraina la 100 km de la granița cu Republica Moldova. Boala a fost introdusă în Europa în anul 2007 și provine dintr-un cargo venit din sud-estul Africii. De aici, boala s-a răspândit rapid în restul Caucazului și în Federația Rusă, ajungând anul trecut la granița Uniunii Europene, iar în acest an chiar pe teritoriul comunității. Pesta porcină africană are o perioadă de incubație de 3-15 zile în mod obișnuit sau de 3-4 zile în forma sa acută. Este o boală infecțioasă afectând porcinile de toate vârstele și sexele. Le-am adunat cu ocazia apariției unui focar de pestă porcină africană la 1,5 km de hotarul cu Republica Moldova, în regiunea Odessa, Republica Ucraina. Deci este o boală infecțioasă exclusivă a porcinilor, care are un impact economic dezastruos asupra ramurii. De aceea am adunat medicii de liberă practică pentru a le atenționa asupra cauzelor apariției acestei maladii, asupra măsurilor de profilaxie, asupra necesității de a informa populația și deținătorii de porcine despre pericolul iminent care ne paște și care ar putea duce la mari pagube economice. Vreau să menționez că, încă o dată, că este o boală exclusivă a porcinilor, care nu se transmite la om prin consumul produselor alimentare, dar ceea ce este mai important, în cazul apariției unui focar, localitatea se declară un focar de pestă porcină africană și în acest focar, conform legislației sanitar-veterinare, toate animalele receptive, și anume porcinele, sunt omorâte cu o metodă nesângeroasă și sunt supuse arderii. Asta este ceea ce prevede legislația. În cazul când aceste animale sunt evidențiate, sunt luate la evidență, sunt înregistrate în registrul de stat a animalelor, persoanele deținătorii de porcine primesc despăgubiri din partea statului conform prețului de piață acestor animale. Una dintre problemele legate de depistarea bolii este că nu există un semn specific care să indice prezența bolii. Chiar și mortalitatea ridicată a animalelor reprezintă doar un indiciu că e vorba de pesta porcină clasică sau africană. Pesta porcină africană este periculoasă prin faptul că mortalitatea efectivului este foarte mare, adică 100% din efectivul care este afectat moare. Și prin faptul că eradicarea acestui focarului de pestă porcină africană necesită mari cheltuieli și multe cheltuieli. În afară de aceasta se impun unele restricții în regiunea unde a fost restricții de comerț, în regiunea unde a fost depistată această maladie. Însă populația nu trebuie să panicheze, să facă panică, deoarece conform prevederilor legale, animalele bolnave de această maladie statul dispăgubește, cu condiția ca animalul să fie crotaliat și identificat în baza de date. Rata de mortalitate a bolii este deseori 100% în cazul porcinilor domestice. Virusul pestei porcine africane se transmite prin contact direct între animale. În momentul de față nu există nici vaccin, nici tratament pentru infecțiile cu pesta porcină africană. Singurele metode de prevenție eficiente sunt menținerea unui nivel înalt de biosecuritate la ferme și controlul potrivit a posibililor focare de infecție, raportare, carantină strictă, eradicarea animalelor susceptibile.